Ayan Hirsiali. Femeile musulmane ar avea mai mult de câștigat dacă această idee ar fi aspru criticată, decât dacă ar fi create aceste centre speciale pentru activitățile lor. Ultimul meu argument este convingerea fermă că a pune accentul pe o identitate musulmană și pe drepturile de grup corespunzătoare este în defavoarea femeilor musulmane. În 1999, Susan Moerokin, profesor în științe politice și feministă, a lansat în Statele Unite o discuție dintre susținătorii multiculturalismului, adepții ai progresului și păstrării culturilor de grup, islamice sau de alt tip, și oponenții multiculturalismului, susținuți de însăși Okin. După părerea ei, faptul că multe guverne occidentale duc o politică ce vizează păstrarea culturilor minorităților este în conflict cu constituțiile lor care, la urma urmelor, stipulează principiile libertății individuale și egalității între bărbați și femei. Printre alte chestiuni pe care le critică, Susan Moerokin evidențiază faptul că susținătorii multiculturalismului nu acordă atenție vieților particulare ale celor care fac parte din culturile pe care le apără. Iar diferențele în ce privește puterea și oprimarea femeilor se manifestă cel mai evident tocmai în viața privată. Și ca ultimă observație, femeile musulmane vor profita mai mult de cultura occidentală la care a aderat majoritatea populației și care le oferă șanse serioase de a-și conduce viața după cum cred de cuvință. Eu sunt dovada vie. Și din acest motiv mă simt datoare să apăr și să păstrez sistemul democratic, căruia personal îi datorez atât de mult. În principiu, toți musulmanii olandezi au aceleași drepturi ale. 26. Fecioara încătușată. Omului, dar din cauza unor opinii religioase depășite, nu sunt în stare să pună în aplicare aceste drepturi. Femeile sunt cele afectate în cea mai mare măsură și acest lucru mi se pare deplorabil. Cei care chiar au reușit în societățile occidentale, care împărtășesc credința femeilor oprimate, din întâmplare numărul lor nu este foarte mare, ar trebui să iau o atitudine mai fermă în apărarea fraților și surorilor lor. Mi-ar plăcea să provoc un interes viu printre femei, ca scriitoarea Naima Elbezaz, care scrie deschis despre femei și sexualitate, să treacă dincolo de barierele religioase pentru a examina sursele privind cultura virginității, Coran, Hadith, o culegere din prezicerile profetului, tradițiile și practicile aferente, mai degrabă decât să ia de bună tradiția împământenită. Ar fi în avantajul lor și în al celor care le împărtășesc destinul, dar care până acum au avut mai puține ocazii să se dezvolte. Le fac răspunzătoare pe femei cum sunt Khadija Arib, Nebahat al-Bayrak, Naima Azoujehash și Fatima El-Atik, membre ale Parlamentului. Logica stabilirii de priorități cere ca lucrurile să fie făcute unul câte unul. Chestiuni mai puțin grave, cum ar fi imaginea islamului, trebuie să fie doar o consecință. Nu este absurd să-ți închipui că Allah, în toată mareția sa, ar fi îngrijorat de imaginea lui. Îi invit pe susținătorii societății multiculturale să se familiarizeze cu suferința femeilor care, în numele religiei, sunt ținute să călave în casă. Trebuie să fii maltratată, violată, încuiată și oprimată tu însăți ca să te poți pune în situația altcuiva. Nu este cumva o ipocrizie să minimalizezi sau să. 27. Ayan Hirsiali. Tolerezi acele practici când tu însăți ești liberă și te bucuri de progresele omenirii. Societatea multiculturală nu este un scop în sine. Noi, cei din Occident, trebuie să depunem eforturi concertate ca să ne putem opune educației islamice și tuturor celorlalte organizații islamice care duc la autosegregare și astfel contribuie la perpetuarea unei tiranii fără speranță asupra femeilor și a copiilor. Capitolul 2. De ce nu suntem în stare să ne privim critic? Să a tot scos în evidență, ad nauseam, faptul că nu există un singur islam. Sunt tot atâtea islamuri, câți musulmani. Un musulman crede că islamul constituie o identitate, un altul că este o cultură, iar al treilea că este doar o religie. Pentru altul însă, islamul reprezintă totul în același timp, identitate, cultură, religie, dar și vademecum politic și social. Dar în ciuda acestor discrepanțe, toți musulmani împărtășesc convingerea că principiile fundamentale ale islamului nu pot fi criticate, revizuite sau contrazise în vreun fel.
Izvoarele islamului sunt Coranul și prezicerile și 29. Ayan Hirsi Ali. Tolerezi acele practici când tu însă ți ești liberă și te bucuri de progresele omenirii. Societatea multiculturală nu este un scop în sine. Noi, cei din Occident, trebuie să depunem eforturi concertate ca să ne putem opune educației islamice și tuturor celorlalte organizații islamice care duc la autosegregare și astfel contribuie la perpetuarea unei tiranii fără speranță asupra femeilor și a copiilor. Capitolul 2. De ce nu suntem în stare să ne privim critic? Faptele profetului, Sunnah, și fiecare musulman are datoria să imite aceste cuvinte și fapte, cât mai îndeaproape cu putință, în moravurile și viața lui de zi cu zi. În acest context vreau să pun întrebarea, ar trebui să ne fie teamă de islam? Cer chiar să punem la îndoială principiile fundamentale. După oribilele atacuri din acea zi de septembrie, a devenit cunoscut faptul că numele principalului terorist suspectat era Mohammed Atta. Tânărul a lăsat în urmă un bilet în care declara că actul său de terorism a fost comis în numele lui Allah și pentru răsplata care l-aștepta în paradis. Scrisoarea mai cuprindea și textul unei rugăciuni în care îi cerea lui Allah să-i dea putere și să-l susțină în ceea ce avea să facă. La scurt timp după aceea, tatăl lui Mohammed Atta a aparat la televizor. Când a fost întrebat direct despre gestul fiului său, Atta tatăl s-a înfuriat, dar în același timp era și trist. Părea încurcat, nu putea și nu voia să creadă că fiul lui era vinovat pentru masacra din 11 septembrie. Spunea că fiul lui era un băiat politicos și pașnic. Mai mult, nu avea niciun motiv să participe la un astfel de act terorist. Era, la urma urmelor, un tânăr cu o educație solidă după standardele egiptene. Profesorul lui de germană a confirmat că Mohammed Atta era un arhitect foarte promițător. Pe scurt, Mohammed avea toate calitățile unui tânăr de succes cu un viitor strălucit în față. Tatăl lui era extrem de mândră. Nu, nu, tipa ta tatăl, fiul meu nu are nicio legătură cu asta. Evrei, ce ia, toată lumea și totul este de vină, dar nu fiul meu. Oamenii rău intenționați vor să ne strice mie și fiului meu reputația și să ne păteze onoarea. 30. Fecioara încătușată. În același timp, în primele zile de după 11 septembrie, scriitori musulmani, teologi, imami, dar și bărbați și femei de religie musulmană s-au confruntat cu aceeași întrebare, cum au putut 19 musulmani devotați să comită un act atât de îngrozitor în numele religiei? De ce face Bin Laden apel la toți musulmanii să participe la un război împotriva necredincioșilor în numele religiei lor? De ce vor musulmanii indonezieni, pakistanezii și chiar englezi să răspundă la apelul lui Bin Laden și să-și sacrifice viețile în numele religiei? Reacțiile acestor musulmani au fost similare cu cea a tatălui lui Mohammed Atta, atât șoc, cât și indignare la ideea că islamul avea legătură cu terorismul. Nu, au strigat ei cu putere, la unison, teroriștii nu erau musulmani. Poate că unii tineri beau și merg la prostituate, dar astea nu sunt obiceiuri islamice și le-au deprins din Occidentul decadent, recitau versuri din Coran total scoase din context. Nu, Bin Laden nu este musulman. Nu, toți tinerii aceia care urlau, sărbătorind 11 septembrie pe strada, în țări musulmane, au înțeles greșit islamul. Islamul este o religie pașnică, tolerantă, caritală, toți aceia care îl iubesc pe Allah și îl cinstesc pe purtătorul învățăturilor lui nu vor face niciodată rău altor credincioși sau necredincioși, dar rămite să ucidă sau să participe la activități teroriste. Dar dacă acest lucru este adevărat, cum putem să explicăm faptele? Ce să cred eu, ca musulmană, când citesc că musulmanii sunt responsabili pentru 11, poate chiar 12 dintre cele 16 atacuri teroriste majore comise în lume, între 1983 și 2000? 31. Ayan Hirsi Ali. 5 din cele 7 state care sprijină terorismul, figurând de aceea pe lista Departamentului de Stat al Statelor Unite, sunt țări musulmane, iar majoritatea organizațiilor străine de pe aceeași listă sunt organizații musulmane. În 2/3 din cele 32 de conflicte armate din anul 2000 au fost implicați musulmani, în timp ce o cincime din populația globului este musulmană, potrivit Institutului de Studii Strategice din Londra. Dacă nu este nimic în neregulă cu islamul, atunci de ce sunt atât de mulți musulmani fugari?
Între primele 10 țări din care oamenii au emigrat în Olanda, 9 sunt esențialmente musulmane. De ce noi musulmanii ne mutăm în Occident, dar în același timp îl condamnăm? Ce are Occidentul și noi nu avem? De ce este poziția femeii în țările musulmane atât de abominabilă? Dacă noi musulmanii suntem așa de toleranți și de pașnici, de ce există atâtea conflicte etnice, religioase, politice și culturale, dar și atâta violență în țările musulmane? De ce nu putem sau nu vrem să recunoaștem gravitatea situației în care ne aflăm cu toții? De ce noi musulmanii suntem așa de plini de sentimente de furie și neliniște și de ce nutrim atâta ostilitate și ură față de noi înșine, dar și față de ceilalți? De ce suntem incapabili să ne judecăm critic din interior? Dacă ar fi să caracterizez islamul, aș spune că a devenit întocmai ca tatăl, furibund, traumatizat, distrus, trăind într-o iluzie. Așa cum Atal a zămislit pe fiul său Mahomet, tot așa islamul a dat naștere unei ramuri căreia. 32. Fecioara încătușată. Îi spunem când fundamentalism, când islam politic. Tot așa cum tatăl n-a văzut latura întunecată a fiului său, tot așa, multă vreme, noi musulmanii am refuzat să recunoaștem că o religie altădată pașnică, puternică și sănătoasă purtania elemente de fanatism și violență. Voiam și încă vrem o soluție musulmană pentru toate. Am lăsat întotdeauna cursul vieților noastre, organizarea societății noastre, politica noastră economică, educația copiilor noștri și relațiile dintre bărbați și femei în mâinile lui Dumnezeu. Inshallah, dacă așa vrea Dumnezeu, Allah este expresia cea mai obișnuită printre musulmani. Noi musulmani am pierdut complet din vedere echilibrul dintre religie și rațiune. Rezultatul îl reprezintă sărăcia, violența, instabilitatea politică, volatilitatea economică și suferința umană. Așa cum tatăl este mândru de fiul lui, tot așa și noi musulmanii suntem mândri de islam. Nu vrem și nu putem să credem că Allah nu mai are răspunsurile la toate întrebările noastre sau dacă le are, nu vrea să ni le împărtășească și nouă. Și cu toate acestea există musulmani care se îndoiesc și care sunt angrenați deja cu prudență într-un proces de introspecție și în căutarea unei căi de ieșire din labirintul în care suntem prinși ca într-o capcană. Sunt o minoritate redusă și încă trebuie să depășească atât propriile suferințe, cât și opoziția fundamentaliștilor. Dar asta nu e tot. Trebuie să lupte și împotriva forțelor reacționare care au devenit foarte pricepute la folosirea libertăților constituționale ale. 33. Ayan Hirsi Ali. Democrațiilor funcționale, cum este Olanda, ca să mențină iluzia în care se găsesc masele de musulmani. Am putea reformula întrebarea dacă ar trebui să ne temem de islam, cum ar trebui să ne temem de tatăl. Cât de întemeiată este frica pe care o simțim și ce facem cu frica asta? Este omenește să te temi de aspectele periculoase ale unei religii, cum sunt extremismul și fanatismul, dar este la fel de omenește să înțelegi durerea musulmanilor și să vrei să-i ajuți. Regimurile reacționare din Orientul Mijlociu au reușit să convingă Statele Unite că singurul rău împotriva căruia trebuie luptat este terorismul care își are originea în fundamentalismul islamic. Statele Unite nu înțeleg însă că tocmai aceste regimuri și clerul care le menține la putere constituie cea de-a doua cauză a fanatismului sau wahhabism, cum îl numește Arabia Saudită. Dat fiind că fundamentaliștii sunt singurii care se opun regimurilor reacționare, politica Statelor Unite nu are efectul scontat. Noțiunea de inamic pentru fanatici ca Bin Laden capătă accente mai puternice, ca urmare a acțiunilor Statelor Unite. Aceasta este realitatea amară. Populația musulmană folosește islamul ca pe un instrument politic cu ajutorul care să elimine regimurile opresive. Dar promisiunile făcute oamenilor de fundamentaliștii musulmani nu oferă nicio perspectivă de reușită. De aceea este absolut esențial ca musulmanii să înceapă să aibă o atitudine critică în ceea ce privește religia lor și să o revizuiască din interior, cu ajutor din exterior. 34. Fecioara încătușată. Occidentul trebuie să-i ajute pe musulmani să se ajute singuri și nu să-i sprijine să rămână în iluzia lor, evitând chestiunile fundamentale.
În ciuda compasiunii și a înțelegerii pe care le poți simți pentru suferințele unei persoane, nu poți să pierzi din vedere faptul că această suferință personală este rezultatul inevitabil al formei pe care o îmbracă islamul acasă, la școală, în viața de zi cu zi și în mijloacele de informare. Multor musulmani le lipsește voința și curajul de a aborda această problemă crucială. Există o diferență esențială între situația în care se află ata tatăl și cea a islamului. Fiul lui ata este mort, ata tatăl poate lăsa timpul să-i vindece trauma încetul cu încetul. Din păcate, islamul noi, musulmanii, nu ne permitem luxul timpului. Așadar, ce trebuie să se întâmple? Principala sarcină atât a musulmanilor, cât și a non-musulmanilor este de a accepta extremismul malefic incontestabil în atacurile de la 11 septembrie. Să nu unul subestimeze. Teama de acel tip de islam este adevărată. Fanatismul în islam este o realitate și numărul adepților crește constant. Occidentalii și musulmanii ar trebui să fie uniți în ce privește ideea comună de respingere a fanatismului, în loc să se acuze unii pe alții și să cultive neîncrederea reciprocă. Acest lucru nu rezolvă nimic, iar fanaticii pot profita din asta. Cea de-a doua sarcină, chiar pentru musulmani înși, este de iluminare. Noi, musulmanii, trebuie să... Iluminism, mișcare ideologică și cultural-literară din sec. 18-19, care preconiza înlăturarea nedreptăților sociale și perfecționarea morală prin răspândirea științei și culturii în popor, NTR. 35. Ayan Hirsi Ali. Înțelegem importanța și necesitatea urgentă de a restabili echilibrul între religie și rațiune și trebuie să depunem eforturi extrem de serioase să realizăm acest lucru. Religia nu oferă soluții potrivite pentru situația critică în care se găsesc musulmanii din toată lumea. Trebuie să repunem religia, din punct de vedere structural, acolo unde este locul ei, în moschee și acasă. Noi, musulmanii, suntem tentați să considerăm valorile universale, cum sunt libertatea persoanei și egalitatea între bărbați și femei, ca fiind exclusiv valori occidentale. Este greșit. Trebuie să aplicăm aceste valori doar la noi înșine și să începem să realizăm instituții politice și juridice care pot apăra și promova aceste valori. Totodată trebuie să începem să ne angajăm într-o analiză rațională și științifică. Este adevărat că aceste valori și metode au luat naștere din tradiția occidentală, dar asta nu înseamnă că sunt mai puțin adecvate pentru cei din alte părți ale lumii, altminteri oamenii nu ar fuge în Occident în număr atât de mare. Este necesară o schimbare fundamentală în mentalitatea musulmană pentru a realiza țelurile menționate mai înainte. Iar această schimbare poate începe doar supunând sursele islamului unui studiu critic aprofundat. Cea de-a treia sarcină este în principal una ce ține de occidentalii non-musulmani care se bucură deja, de mult timp, de fructele iluminismului. Intelectualii și autoritățile trebuie să ne sprijine în încercarea noastră de căutare a rațiunii. Există o dilemă chiar în interiorul acestui demers. Cum poate Occidentul să păstreze o societate deschisă, tolerantă, bazată pe drepturi și să combată extremismul de dreapta și intoleranța religioasă și în același timp să-i ajute? 36. Fecioara încătușată. Pe musulmani în procesul iluminării. Până acum, politicieni și factorii de decizie, dar și intelectualii s-au temut să-i confrunte pe musulmani cu opiniile, obiceiurile și practicile care se nasc din religia lor și care îi afectează grav atât pe ei, cât și pe societate. În prezent, forțele reacționare din interiorul islamului continuă să câștige putere. Așa cum regimurile din Orientul Mijlociu manipulează Statele Unite cu scopul de a-și consolida propriile forțe, tot așa și în Olanda există nenumărate organizații musulmane care reușesc să își păstreze opiniile și practicile conservatoare, în special în ceea ce privește poziția femeilor în cultura lor. Guvernul olandez este printre cele care acordă atenție acestor forțe reacționare în diferite moduri eronate. De exemplu, primarul Amsterdamului, Job Cohen, a făcut apel la mireni să respecte forța unificatoare a religiei. Aparent acesta credea că islamul este în primul rând o practică religioasă care oferă alinare imigranților musulmani.
Adunându-i într-o comunitate, de fapt, nu este limpede ce vroia să spună. Lucru atât de tipic pentru o mare parte din retorica politică lipsită de conținut și confuză. Aparent făcea apel la olandezii să dea dovadă de toleranță față de comunitățile islamice și activitățile acestora, fără să reflecteze și să cerceteze. Totuși, cu acest apel, primarul a ignorat în mod flagrant situația disperată a femeilor musulmane din propriul său oraș. Și părea să creadă în mod eronat că aceste sentiment de bunăvoință și această atitudine vor ajuta la integrarea musulmanilor în societatea olandeză. Nu se va întâmpla asta. Se va întâmpla exact opusul, vor duce la instituirea implicită a autosegregării și izolării musulmanilor. Complicitatea prost înțeleasă, ignorantă. 37. Ayan Hirsi Ali. Primarului cu scopurile islamiștilor i-au atras titlul onorific de Sheikh printre reacționari. În mod similar, într-un alt exemplu de gândire confuză, ministrul olandez pentru politici urbane și integrarea minorităților etnice, Roger van Bokstel, insistă cu încăpățânare să apere educația islamică, adică exact ce perpetuează sărăcia și alienarea popoarelor musulmane. Pentru sprijinul său previzibil, van Bokstel și-a câștigat titlul de Emolia printre reacționari. Orice ar fi vrut să spună primarul în presupusul său apel umanitar, el și alții occidentali trebuie să înțeleagă că noi, musulmanii, avem inculcată religia în noi încă de la naștere. Și acesta este chiar unul din motivele pentru care suntem în urma Occidentului din punct de vedere tehnologic, financiar, cultural al sănătății. Sheikhul Cohen și molaul Van Bokstel ar trebui să înțeleagă că noi, musulmanii, suntem deja suprasaturați de credință și superstiții. Noi avem nevoie de școli de filosofie și de eliberarea femeilor noastre. A vizitat Sheikhul Cohen vreun adăpost de femei din orașul lui? Dacă ar fi făcut-o, ar fi fost imposibil să nu observe o parte din suferința în principiu ascunsă, dar prezentă în proporție covârșitoare printre femeile musulmane. Nici islamul și societatea pentru cetățenie și nici comunitatea musulmană nu spun nimic despre suferința femeilor. Și toate cele 753 de organizații musulmane subvenționate din Olanda păstrează tacerea în legătură cu acest lucru. Numai organizațiile de ajutorare, cum ar fi Institutul Regional pentru Sănătate Mentală, Consiliul pentru Bunăstarea Copilului sau Centrul de Evidență pentru Violența asupra Copiilor, recunosc această suferință. Musulmanii fac plângeri acolo în număr foarte mare. Dar nici acestea și nici alte organizații de ajutorare nu. 38. Fecioara încătușată. Pot să-și spună punctul de vedere cu voce tare, pentru că sunt împiedicate de îndatorirea și jurământul de a respecta confidențialitatea. În familiile musulmane, subiecte legate de contracepție, avort și violență sexuală sunt taburi și reprezintă rezultatul direct al religiei noastre. O fată însărcinată nu spune nimic acasă despre acest lucru. Puterea unificatoare a religiei ei acționează doar în mod negativ, ca pura oprimare. Rezultatul nu este unitate sau solidaritate, ci un conflict interior și o îngrozitoare singurătate. Singura soluție este o clinică de avorturi, unde tinerele musulmane sunt ajutate deseori, o suferință pe care din nou o poartă în tăcere. În 60% din totalul avorturilor făcute în Olanda sunt implicate imigrante și multe dintre ele au origine musulmană. Așadar, este limpede că teama de islam este deja prezentă în Olanda. Politicienilor și celor cu putere de decizie din această țară le este prea frică să ne pună pe noi, musulmanii, față în față cu iluziile noastre. Și astfel teama de a nu ofensa pe cineva duce la perpetuarea nedreptății și a suferinței umane. 39. Capitolul 3. Cușca fecioarelor. Ce? Cultura arabă s-a răpândit în societățile non-arabe cu ajutorul islamului, dar este din multe puncte de vedere cu mult în urma celei occidentale. Principalele trei defecte sunt insuficientă libertate individuală, bagaj de cunoștințe inadecvat și lipsa drepturilor femei. Aceste probleme se pot observa și în țări non-arabe care au îmbrățișat islamul și au început să urmeze învățăturile Coranului și pe cele ale Hadidului, considerându-le ghiduri politice și economice pentru cum trebuie organizată o comunitate. În țări ca Pakistan, Iran și în mai mică măsură, în 41. Ayan Hirsi Ali.
Anumite părți din Indonezia, Malaezia și Tanzania. După introducerea islamului s-a produs un regres semnificativ în ce privește libertatea individuală, însușirea de cunoștințe științifice și drepturile femeilor. Există șanse de ameliorare a situației, dar progresul este lent. Rapoartele Națiunilor Unite privind dezvoltarea umană în lumea arabă, redactate de cercetători arabi, constituie un prim pas în direcția bună și aceștia au identificat miezul problemelor. Bunăstarea actuală a lumii arabe provine exclusiv din petrol, care este extras de corporații occidentale. Creșterea economică aici este cea mai scăzută din lume, cu excepția Africii subsahariene, iar analfabetismul este larg răpandit și persistent. Doar aproximativ 330 de cărți străine sunt traduse anual în toată lumea arabă, comparativ cu 5.000 numai în Olanda și aproximativ 400 în Statele Unite. Situația drepturilor omului este la fel de sumbră. Autoritățile arabe folosesc forța împotriva propriilor lor popoare, iar grupurile populaționale fac uz de violență unele împotriva altora. Oamenii sunt oprimați, iar poziția femeilor nu este, după părerea mea, nicăieri la fel de rea ca în lumea islamică. Rapoartele Națiunilor Unite relevă faptul că femeile sunt practic excluse din viața publică și politică și că legislația referitoare la căsătorie, divorț, moștenire și adulter le pune pe femei într-o situație extrem de dezavantajoasă. Aceeași situație dezavantajantă în lumea islamică se reflectă într-o măsură mai mică în poziția imigranților musulmani din Europa de vest. Musulmanii care au emigrat în Europa de vest și-au adus cu ei tradițiile și convingerile. 42. Fecioara încătușată. Este uimitor că în Occident bărbații musulmani sunt în număr mare în închisori, iar femeile musulmane sunt în număr mare în adăposturi pentru femei maltratate și în sistemul de asistență socială. Mulți musulmani nu au șansa să progreseze în școală și pe piața muncii. Doar rareori profită de șansele oferite de învățământ și de un loc de muncă și nu se bucură îndeajuns de libertățile pe care le au în Occident, care nu le erau însă accesibile în țările lor de origine. Ce blochează progresul musulmanilor? De ce nu pot pune capăt prăpastiei dintre ei și lumea occidentală și de ce nu pot lua parte la viața societății occidentale la fel ca alții migranți? Sunt experți care susțin că imperialismul occidental și condițiile climatice defavorabile stau la baza dezvoltării slabe a musulmanilor. Multe state islamice au fost create prea brusc și artificial și au devenit dictaturi, dictatorii fiind instalați și menținuți. La putere de țările occidentale, ceea ce a întârziat dezvoltarea musulmanilor. Totuși, istoricul Bernard Lewis respinge această teorie. El crede că întârzierea în dezvoltarea musulmanilor se datorează sentimentelor de furie ale musulmanilor față de occidentali. Timp de secole, chiar înainte de Evul Mediu, musulmanii au considerat pe occidentali proști și înapoiați, lipsiți de igienă, fără moravuri și comportament civilizat. Maurii care au cucerit Spania și au condus-o timp de 700 de ani, înainte de 1492 au fost cei care au introdus igiena elementară, au păstrat valorile marilor clasici romani și greci, au introdus practicile agricole moderne, inclusiv irigațiile și tot lor li se datorează extraordinara înflorire a culturii. Dar începând cu secolul al X-lea, vestul. 43. Ayan Hirsi Ali. Iudeocreștin nu numai că a ajuns din urmă cultura islamică, dar a și depășit-o într-un timp foarte scurt. O explicație din punctul de vedere islamic este oferită de Zaid Qutb și Hassan al-Banna, fondatorii islamismului radical. Potrivit acestora, uma, comunitatea, nu poate înflori, decât dacă membrii se irmează întocmai litera Coranului și a Hadidalui, tradițiile profetului Mahomet. Ei sunt de părere că musulmanii s-au îndepărtat de la calea pe care le-a arătat-o profetul Mahomet și în acest fel și-au atras asupra lor sărăcia. Dar de fapt, politicile care urmează islamul ad literam au eșuat fundamental. Islamul nu are un model politic credibil și funcțional, după cum dovedesc regimurile nesigure din Iran și Arabia Saudită. Islamiștii au dreptate când spun că imensa majoritate a musulmanilor nu reușesc să urmeze îndeaproape poruncile și interdicțiile impuse de Allah. Musulmanii nu ar trebui nici să le urmeze și nici nu vor putea să le urmeze câtă vreme aceste interdicții sunt definite de fundamentaliști.
Problemele, agresiunea, stagnarea economică și științifică, opresiunea, epidemiile și tulburări sociale, cu care se confruntă majoritatea celor 1,2 miliarde de musulmani din toată lumea, răspândiți pe 5 continente, nu pot fi pur și simplu explicate prin unul sau doi factori. De-a lungul timpului s-a dezvoltat o combinație complexă de factori, uneori regionali, între care unul este moralitatea sexuală a islamului, inițial o moralitate tribală care în cadrul islamului a fost ridicată la rangul de dogmă. Aceasta explicație apare rareori în literatura existentă. Această moralitate premodernă a fost sanctificată în Coran și ulterior dezvoltată în tradițiile. 44. Fecioara încătușată. Profetului. Pentru mulți musulmani această moralitate se exprimă printr-o obsesie legată de virginitate. Această obsesie care controlează sexualitatea femeilor nu se limitează la islam, ci este evidentă și în alte religii, de exemplu printre creștini, evrei și hinduși. Și cu toate acestea, dezvoltarea modernă a acestor culturi religioase nu a fost împiedicată în aceeași măsură în care a fost cea a musulmanilor. Valoarea atașată a virginității femeii este atât de mare, încât eclipsează catastrofele umane și costurile sociale pe care le generează. Fetelor musulmane li se spune adesea că o fată cu himenul rupt este ca un obiect uzat. Iar un obiect care a fost folosit odată își pierde valoarea pentru totdeauna. O fată care își pierde atestatul că nu a fost folosită, nu își va găsi un partener pentru căsătorie și este condamnată să-și petreacă restul zilelor în casa părinților. În plus, dacă deflorarea se petrece în afara căsătoriei, fata și-a dezonorat familia până la rudele cele mai îndepărtate. Alte familiile vor bârfi. Vor spune că acea familie este cunoscută pentru femeile ușoare care se aruncă în brațele primului bărbat care le iese în cale. Așa că fata este pedepsită de către familia ei. Pedepsele merg de la insulte la adresa reputației ei, până la expulzare sau încarcerare și pot ajunge chiar până la o căsătorie forțată, fie cu bărbatul răspunzător de deflorare, fie cu orice alt bărbat generos, care se oferă să acopere rușinea familiei. Aceștia așa ziși, bărbați generoși, sunt deseori săraci, nătânci, bătrâni, impotenți sau toate acestea la un loc în cel mai rău caz fata este omorâtă, adesea de către propria ei familie. Potrivit Națiunilor Unite, 5.000 de tinere sunt ucise anual din acest motiv în țările islamice, inclusiv în Iordania, citat atât de des drept un regim liberal. 45. Ayan Hirsi Ali. Pentru a evita această soartă crudă, familiile musulmane fac tot posibilul pentru a se asigura că himenul fiicelor lor rămâne intact până la căsătorie. Metodele variază în funcție de țara și de împrejurările specifice în care trăiesc oamenii, ca și de mijloacele pe care le au la îndemână. Dar pretutindenii aceste mijloace au ca ținta fetele, posesoarele himenului și nu bărbatul care l-ar putea rupe. Nu cu mult timp în urmă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Turc de Justiție, profesorul Dogan Zoyasian, a afirmat că toi bărbații vor să se căsătorească cu virgine și că bărbații care neagă acest lucru sunt niște ipocriți. O femeie violată este în continuare sfătuită să se mărite cu violatorul ei, argumentul fiind că timpul vindecă toate rănile. Cu timpul femeia va reuși să-l iubească și ar putea să fie foarte fericiți împreună. Dar dacă femeia a fost violată de mai mulți bărbați, o astfel de căsătorie are șanse mai mici de succes. Pentru că soțul o va vedea ca pe o femeie demnă de dispreț. Când este vorba despre sexualitatea lor, bărbații din cultura islamică sunt văzuți ca irresponsabili, imprevizibili, bestii spăimântătoare care își pierd imediat stăpânirea de sine când văd o femeie. Acest lucru mă amintește de o experiență pe care am trăit-o când eram încă foarte tânără. Bunica mea avea un țap. Noi ne jucam în fața casei și seara, chiar înainte de a se întuneca, toate caprele din zonă se întorceau acasă într-o lungă procesiune. Era o priveliște încantatoare. Dar de îndată ce țapul bunicii a văzut celelalte capre, a luat-o la fuga spre ele și s-a suit pe prima capra pe care a prins-o noi copiii. Am crezut că ăsta este un lucru plin de cruzime. 46. Fecioara încătușată. Când am întrebat-o pe bunica ce face țapul ei, mi-a răspuns că nu e treaba ei. Dacă vecinii nu voiau să le fie fecundate caprele, ar trebui să le aducă acasă pe alt drum.
Islamul își prezintă bărbații ca și cum ar fi acel țap. Când bărbații musulmani văd o femeie neacoperită, imediat sar pe ea. Acest lucru se transforma într-o profeție pe care fiecare își o împlinește singur. Un bărbat musulman nu are niciun motiv să învețe să se autocontroleze. Nu are nevoie și nu este învățat să o facă. Moralitatea sexuală țintește exclusiv femeile care sunt întotdeauna învinovățite pentru orice greșeală. Fetele sunt înconjurate de o atmosferă de suspiciune încă de la o vârstă foarte fragedă. Învață de foarte mici că sunt ființe nedemne de încredere, care constituie un pericol pentru clan. Ceva din ele îi nebunește pe bărbați. Pentru a ilustra această atitudine, să vă povestesc experiența avută cu Ahmed, un tata pe care l-am întâdoit la o școală islamică anul trecut și care mi-a spus că în trecut fusese un islamist nepracticant. Obișnuia să bea, să comită adulter și să nu acorde practic nicio atenție stâlpilor islamului. Cu câțiva ani în urmă se convertise, cum spunea chiar el a citit Coranul și s-a hotărât să-și crească fiica după preceptele islamice. L-am întrebat de ce fiica lui, o copilă de 7 ani, trebuia să poarte hijab, basmaua pe cap. Cunosc islamul, i-am spus, hijab nu este necesar până când fata ajunge la pubertate. Da, a zis el, dar trebuie să învețe să-l poarte, așa că. Mai târziu o să îi se pară faiersc. Mi-a explicat regulile islamului în ce. Privește hijab și a spus, aici, în Olanda, femeile se îmbracă foarte sumar vara. Asta duce la accidente. Ahmed însuși fusese martor la un astfel de accident, după cum mi-a spus. 47. Ayan Hirsiali. Cu o vară în urmă văzuse un camion ciocnindu-se cu un altul. Șoferul de camion care a provocat accidentul nu era atent la drum, ci se uita la picioarele goale ale unei femei frumoase care trecea pe acolo. Din acest motiv, fetele trebuie să se acopere, să nu atragă atenția. Și din acest motiv se simt permanent vinovate și rușinate, pentru că este aproape imposibil să trăiești o viață normală și să fii invizibilă pentru teme barbați. Fetele cred permanent că fac ceva rău. Nu numai că le este inhibată libertatea externă de a alege unde se duc sau nu se duc, dar același lucru se petrece și cu libertatea lor interioară. Odată, mătușa mi-a pus o bucată de came de oaie afară la soare. Carnea a atras roiuri de muște și armate de furnici. Mătușica a spus, bărbații sunt întocmai ca aceste furnici și muște, când văd o femeie, nu-și pot stăpân poftele. Am văzut cum grăsimea se topește în soare în timp ce furnicile și muștele se ospatau. Lăsau în urmă o dâră. Murdara. Virginitatea fetelor este protejată în diferite moduri, dintre care unul este arestul la domiciliu, care poate începe la pubertate. Pentru a le asigura virginitatea, milioane de femei musulmane sunt condamnate la treburi casnice în gospodărie și ore de plictiseală nesfârșită. Dacă este absolut necesar ca o fată să iasă din casă, îi se permite doar dacă are capul acoperit și se îmbrăcă într-o pelerină care ascunde totul. Asta pentru teme ale semnala bărbaților că nu este disponibilă din punct de vedere sexual. În sprijinul acestei idei se citează Coranul, rămâneți liniștite în casele voastre și nu vă afișați în mod strălucitor. Și li se spune femeilor încrezătoare că trebuie să-și plece privirea și să-și păstreze modestia, că nu trebuie să-și etaleze frumusețea și podoabele cu excepția ceea ce. 48. Fecioara încătușată. Trebuie în mod obișnuit, se vede de la sine, că trebuie să-și pună vălul peste sâni și să nu-și arate frumusețea decât în fața soților, a taților, a taților soților, a fiilor, a fiilor soților, a fraților sau în fața fiilor fraților lor sau a fiilor surorilor, sau a rudelor de sex feminin, sau a celor pe care îi posedă mana lor dreaptă sâclavii lor, sau a servitorilor de sex masculin eliberați de nevoi fizice, sau a copiilor mici care nu înțeleg rușinea sexului. O, profetule, spune-le șefiilor și fiicelor tale și femeilor credincioase că trebuie să-și acopere trupurile cu veșmintele exterioare. Când sunt în străinătate, așa este foarte convenabil, pentru că pot fi cunoscute, așa cum sunt, și nu molestate. Un al doilea mod de a păstra virginitatea este de a-i ține pe bărbații și femeile care nu sunt rude apropiate în interior, dar în case diferite. Și acest lucru înseamnă arest la domiciliu. În Arabia,
Saudit, bastion al islamului unde se găsesc cele două case sfinte ale lui Allah, Mecca și Medina. Această diviziune a fost dusă la extreme. Alte regate relativ bogate în petrol, dar și Iran, Pakistan, Sudan și Yemen, vin rapid din urmă. De departe, cea mai dură metodă de a păstra virginitatea este circumcizia feminină. Acest proces implică excizia clitorisului fetei, a labiilor mari și mici, ca și raclarea pereților vaginali cu un obiect ascuțit, un ciop, o lamă de ras sau un cuțit de curățat cartofi și apoi legarea coapselor fetei, astfel încât pereții vaginului să se sudeze. Acest lucru se petrece în peste 30 de țări, inclusiv în Egipt, Somalia și Sudan. Deci nu este stipulată în Coran pentru aceia dintre musulmani care nu se pot dispensa de munca pe care o fac fetele în afara zidurilor casei. Această practică, inițial tribală, a devenit o. 49. Ayan Hirsi Ali. Misiune religioasă și este apărată ca atare. Susținătorii ei spun că circumcizia femeilor a existat în perioada de dinainte și din timpul lui Mahomet și că profetul Mahomet nu a interzis-o în mod explicit. Așa zisa infibulație, în traducere ad literam coasere, suturare, oferă o garanție asupra femeii și este realizată sub privire atentă a mamelor, matușilor, bunicilor și a altor paznici de sex feminin. Neîncrederea în femei atinge apogeul în timpul testului din Noaptea Nunții, este mireasa musulmană virgină sau nu? Din cauza politicii de discriminare sexuală care interzice femeilor accesul la viața publică, un bărbat musulman nu are nicio posibilitate firească de a cunoaște o femeie de care s-ar putea îndrăgosti. De aceea această alegere este încredințată familiei lui, pentru că numai ea ar ști unde să găsească o virgină adevărată. Deci proaspăt căsătoriți adesea nici nu se cunosc, trebuie să aibă relații sexuale chiar în noaptea nuntii. Chiar dacă fata nu vrea și trupul îi se strânge de teamă sau dezgust, trebuie să se supună. Și chiar dacă nici soțul nu vrea, trebuie să demonstreze că este bărbat și că poate face treaba. Invitații la nuntă așteaptă la ușă până când este arătat un cearceaf pătat de sânge. Această acuplare forțată este de fapt un viol autorizat din punct de vedere social și totodată negarea flagrantă a valorii individului. O căsătorie nu este niciodată simplă, dar o căsătorie musulmana începe chiar din start cu un semn de neîncredere, urmat de un act de forță. În acest context al neîncrederii și forței se naște și este crescută viitoarea generație de copii. Multe tinere musulmane care trăiesc în țări din Occident au născocit mijloace prin care să se bucure de sex înainte de căsătorie, dar în același timp se gândesc încă la 50. Fecioara încătușată. Obsesia familiilor lor legată de virginitate. De exemplu, își introduc corpuri străine în vagin ca să desăvârșească sânge, rarea la momentul potrivit în noaptea cu pricină. Își pot chiar restaura virginitatea, dacă au fost circumcise și au făcut sex înaintea căsătoriei, procedeu pentru care pana de curând se rambursau banii în întregime de către sistemul de asigurare de sănătate din Olanda. Când este cerută în căsătorie, o femeie somaleză din Europa își poate reînnoi suturile vaginale la un ginecolog sudanez din Italia. O sudaneză se poate duce la un medic somalez din Italia. Adresele lor sunt bine cunoscute. După căsătorie, neîncrederea în femei nu face decât să se intensifice. Acum că mireasa a fost deflorată, temerile soțului ei au proporții și mai mari. Tocmai și-a eliminat unica șansă de a controla dacă soția lui s-a culcat cu alt bărbat. Singura cale de a o împiedica să-l înșele este să interzică accesul spre lumea exterioară cât se poate de mult. Trebuie să aibă permisiunea lui sau să fie însoțită de el pentru fiecare pas pe care unul face dincolo de ușă. Se presupune că el a obținut această autoritate de la Allah și din tradiții vechi de secole. Imamul al-Ghazal din secolul al X-lea, un învățat foarte cunoscut printre ortodoxi, de exemplu, a scris: femeia bine crescută nu pleacă din casă, decât cu aprobarea lui clară și atunci îmbrăcată în haine vechi și neatragătoare. Și întotdeauna pune drepturile soțului ei înaintea drepturilor personale sau ale familiei ei. Este îngrijită și curată și întotdeauna gata să-l lase să se bucure de ea din punct de vedere sexual. O femeie bună ascultă de soțul ei și face plăcerile
Potrivit Coranului, bărbații sunt protectorii și susținătorii femeilor, căci Allah i-a dat unuia mai multă forță decât. 51. Ayan Hirsi Ali. Celuilalt și pentru că aceștia le susțin financiar cu propriile mijloace. De aceea, femeile onorabile sunt cu tot sufletul obediente și păzesc în absență a soțului ceea ce Allah ar dori să pazească ele. Cât despre acele femei din partea cărora te temi de neloialitate și reapurtare, admonestează-le întâi, apoi refuză să împărți patul cu ele și în cele din urmă, pedepsește-le ușor. După cum spune marele și venerabilul calif Uman al-Khattab, al cărui statut pentru suniți aproape că legalează pe cel al profetului Mahomet, o femeie primește 300 de lovituri de bici când 4 musulmani credincioși depun mărturie că a mințit. Din fericire, aceasta pedeapsă se întinde pe o perioadă de 3 zile, așa că rănile nu sunt foarte grave. Dar femeile musulmane sunt și ele ființe umane și, din când în când, inventează povești. Bărbații musulmani nu au voie să facă dragoste cu o femeie care are menstruație, așa spune Coranul, și prin urmare această exigență oferă o protecție excelentă. O femeie musulmana care nu are chef să facă dragoste și ar putea să rămână gravidă pentru a nu știu câta oară, îi poate spune soțului ei că are menstruație, o binecunoscută scuză printre femeile musulmane, comparabilă cu durerea de cap a femeilor din Occident. Sau, fără știrea soțului ei, e posibil să folosească anticoncepționale, dacă se găsesc. Unele femei măritate fac avorturi fără să le spună soților. Toate acestea înseamnă că se spun constant minciuni despre cele mai intime chestiuni. Este o strategie de supraviețuire, dar devine și un mod de viață și când un bărbat descoperă că soția lui minte, îi se confirmă suspiciunile că ea este răul însuși. Copiii trăiesc minciunile mamei în fiecare zi. De exemplu, dacă ea ar recunoaște că a ieșit în oraș singură. 52. Fecioara încătușată. Soacra și soțul ei s-ar supăra, așa ca minte. Asemenea înșelăciuni și negări devin un lucru obișnuit. Recunoașterea ar duce la umilirea ei și posibil la violență. În multe familii copiii nu primesc niciun fel de alocație. Un puști care fură din mărunțișul familiei și este interogat în legătură cu asta, nu-și recunoaște fapta, căci dacă ar face-o ar fi cu siguranță umilit și agresat verbal. Dacă își neagă fapta, onoarea lui rămâne neștirbită și cât timp el neagă, o poate face și tatăl lui față de ceilalți oameni din afara familiei. Copiii învață de la mamele lor că merită să minți. Dacă nu vor să fie pedepsiți, trebuie să inventeze povești. Această colivie a fecioarelor are urmări pentru femei, dar și pentru bărbați și copii. Colivia fecioarelor este de fapt o cușcă dublă. Femeile și fetele sunt încuiate în colivia interioară, dar aceasta este înconjurată de o colivie mai mare în care a fost întemnițată întreaga cultură islamică. Încarcerarea femeilor, cu scopul de a le păstra virginitatea, nu duce numai la frustrare și violență pentru persoanele direct implicate, ci și la un regres socioeconomic pentru întreaga comunitate. Aceste femei prinse în colivie au o influență dăunătoare asupra copiilor, mai ales a băieților. Cum cele mai multe femei din lumea islamică sunt excluse de la educație și sunt ținute intenționat în ignoranță, când acestea devin mame, nu pot transmite copiilor lor decât cunoștințele lor limitate, perpetuând în acest fel un ciclu vicios al ignoranței, de la o generație la alta. Chiar și prima generație de mame musulmane din Occident nu are mai mult decât o educație elementară. Multe sunt analfabete și nu știu nimic despre societatea în care trebuie să se descurce. Cu puțin noroc, cei care au imigrat. 53. Ayan Hirsi Ali. Când erau copii vor primi o educație la vârste mai mari, dar cât timp moralitatea sexuală tradițională rămâne principiul călăuzitor pentru parțe în creșterea lui, progresul lor socioeconomic va fi slab, dacă nu imposibil. Pentru mulți musulmani, moralitatea sexuală a islamului are chiar consecințe mult mai profunde. Incapabile să-și exprime deschis ura pe care o simt față de soții lor, unele femei o îndreaptă împotriva copiilor lor. Desigur că acest lucru nu se aplică tuturor femeilor, pentru care copiii sunt o consolare în multe cazuri.
dar relațiile dintre părinți și copii nu seamănă aproape niciodată cu ceea ce este obișnuit într-o societate individualistă cum este Olanda. Bineînțeles, violența împotriva femeilor este întâlnită deseori și în familiile occidentale, dar occidentalii resping cu vehemență violența, în timp ce majoritatea familiilor musulmane consideră violența împotriva femeilor ca pe un lucru pe care femeile însă le-l provoacă pentru că nu respectă regulile. Familia și mediul social nu dezaprobă acest lucru. Raționamentul lor este următorul: dacă soțul te lovește, o face fiindcă ești de vină. Vecinii occidentali, membrii familiei și prietenii cred că relele tratamente aplicate femeilor nu constituie un mijloc acceptabil de educare. Coranul pune mare preț pe valori ca încredere, sinceritate, învățătură. Cu toate acestea, doar din cele câteva exemple povestite mai sus se poate vedea cum stau de fapt lucrurile în viața cotidiană din lumea islamică. Este o stare de lucruri sumbră. Neîncrederea este pretutindenii, iar minciunile fac legea. 54. Fecioara încătușată. Pentru a înțelege exact moralitatea sexuală așa cum este statornicită în lumea islamică, trebuie să studiem și să analizăm consecințele ei practice. Relațiile dintre sexe trebuie descrise obiectiv și critic. Apoi, pe baza datelor obținute, trebuie făcute propuneri pentru schimbarea modului în care decurg relațiile dintre bărbați și femei. Rapoartele Națiunilor Unite sugerează că în țările arabe islamiste acumularea sistematică de cunoștințe nu este prețuită. Potrivit Coranului, credincioșii trebuie să lupte neîncetat să învețe, dar Coranul mai spune că Allah este a toate, știutor, iar Coranul este sursa tuturor învățăturilor. Aceste două poziții sunt imposibil de reconciliat. Pentru copiii musulmani, studierea biologiei și a istoriei poate crea mari confuzii. La urma urmelor, istoria începe în timpurile dinaintea Coranului, iar teoria evoluției contrazice povestea creației din Coran. Cei mai mulți molahii sfătuiesc pe musulmanii cărora această stare de lucruri contradictorie le produce confuzie, că atunci când în Coran se vorbește despre interes pentru învățare, să continue să-l citească până când, în urma lecturii pline de abnegație, porțile cunoașterii se vor deschide singure. Valorile Coranului sunt funciarmente de neatins pentru vreo ființă umană. Există o mare discrepanță între cerințele stricte, inumane pe care le pretinde islamul de la credincioși și ce pot aceștia să realizeze. Poate că un tânăr sau o tânără vrea să îndeplinească acest îndemn de a-și păstra virginitatea până la căsătorie, dar hormonii îi împing spre predispoziții și gânduri care intră în conflict cu acea învățătură și de aceea sunt considerate păcătoase. Odată ce îți dai seama că povețele stricte ale Coranului nu pot fi puse în practică, apar și îndoielile. Și cu toate acestea nu ai voie să te. 55. Ai anhirsi al îndoiești de Coran sau de Sunna, o culegere de tradiții despre viața lui Mahomet. La urma urmelor, viața lui Mahomet a fost exemplară. Incertitudinile sunt demne de pedeapsă imediată, dacă nu de către mediul social, atunci de către Allah. Dar cu certitudine, fără un punct de vedere la care să ajungă punându-și întrebări, ființa umană nu poate dobândi cunoștințe. Prin urmare, chiar și practicanții fervenți ai islamului se găsesc într-o dilemă serioasă. Din cauza acestui impas interior, femeile și bărbații musulmani sunt adesea într-o stare de confuzie. O comunitate care trăiește potrivit îndemnurilor lui Mahomet și ale Coranului devine inevitabil patologică în temerile și contradicțiile sale, în furia față de incertitudinile interioare și din afară, și în frustra simbol marcă înregistratele datorate neputinței de a împlini idealurile la care îi se spune că trebuie să se ridice. Dar mulți musulmani refuză să atribuie propriei comunități sau moralității sexuale impuse de religie responsabilitatea pentru nefericirea lor. În schimb, dau vina pe Allah, pe diavol sau alte surse din exterior, cum ar fi evrei, americanii sau colonialismul. Musulmanii nu recunosc acest lucru de fapt, iar viața trăită urmând preceptele cărți sfinte este cea mai importantă sursă pentru nefericirea lor. Totuși, numeroși musulmani reușesc să treacă prin vață cu această negare. Ei spun, categoric, nu voi întreba pe soția mea dacă este virgină. Nu-mi pasă. Las asta în grija lui Allah. Și în acest fel supraviețuiesc.
Pentru a scăpa din colivia în care sunt închiși și în care și-au încarcerat și femeile, musulmanii trebuie să înceapă să practice autocritica și să pună la încercare valorile morale. 56. Fecioara încătușată. Pe care le iau din Coran. Cei 15 milioane de musulmani care trăiesc în Occident pot face acest lucru în cele mai favorabile împrejurări datorită drepturilor și libertăților civile, între care nu cea mai puțin importantă este libertatea de exprimare. Un musulman din Europa care examinează îndeaproape fundamentele credinței sale nu trebuie să se teamă de pedeapsa cu închisoarea sau, ca în țările arabo-musulmane, de pedeapsa cu moartea. Ni putes, ni sau mises, nici târfe, nici supuse, gruparea femeilor musulmane din Franța care protestează împotriva violurilor în grup comise de bărbații musulmani, este un exemplu de organizație care face uz de libertatea de exprimare. Cea care conduce această grupare, Samira Belil, este ea însă și victima unui viol în grup. Un protest similar este practic imposibil în vreo țară islamică. Un alt exemplu este pamfletul Jos Cuvălul. Scris de iranianca Chahdort Dijavan. În Iran, unde purtarea vălului este obligatorie, acest pamflet nu ar fi fost nici măcar publicat vreodată. Mulți alți scriitori și gânditori cu educație islam se folosesc de libertățile occidentale, de exemplu romancerul Haid Bouazza și filosoful Afshin Yalian, care trăiesc și lucrează în Olanda. Poate că într-o bună zi operele lor vor fi traduse în arabă sau persană, dar deocamdată sunt interzise în majoritatea statelor islamice. Poate că scriitorul care a identificat cel mai bine problemele existente în interiorul lumii islamice este filosoful Ibn Arak, de origine pakistaneză, autor al lucrării De ce nu sunt musulman. Faptul că acest bărbat curajos scrie sub pseudonim demonstrează că nici măcar în Occident nu se simte în siguranță. Musulmanii care trăiesc în Occident au acces mai ușor la informații și mai ales la lunga tradiție a criticii. 57. Ayan Hirsi Ali. Religioase din Occident. Ei pot să dobândească cunoștințe în biblioteci universitare, dar și de la alți oameni, și pot începe să privească critic propria credință. Autocritica este posibilă pentru musulmani în Occident, căci Occidentul, în mod special Statele Unite, duc un război împotriva terorismului islamic. În mod paradoxal, atacurile din 11 septembrie au dus la o fascinație imensă pe teme islam. Această fascinație, care fără îndoială este generată parțial de un instinct de autoconservare, le dă musulmanilor din Occident o ocazie neobișnuită de a evada din cușca lor psihologică. Totuși, în ciuda acestor împrejurări favorabile, mulți musulmani din Occident sunt încă mai puternic influențați de gândirea islam, conservatoare decât de ideile sociologi Fatima Memisi, de exemplu, autoarea lucrării Dincolo de Văl, dinamica raportului bărbat-femeie în societatea islamică modernă și erudită care a fost influențată de gândirea occidentală. Bineînțeles, recunosc că nu toți cei 15 milioane de musulmani sunt gata să adopte un punct de vedere critic cu privire la profet și că unii dintre ei recurg la amenințări și intimidare, și poate chiar luând legea în propriile mâini, comit crime. Ceea ce însă mi se pare tulburător este că multe femei încă opun rezistență la schimbare, de exemplu purtând ostentativ hijab. Numeroase femei spun că nu au purtat hijab în Turcia, dar au început să-l poarte după ce au sosit în Olanda. Această atitudine reacționară are un efect descurajator asupra musulmanilor progresiști din Europa. 58. Fecioara încătușată. Există trei tipuri de musulmani în Occident. Primul este alcătuit dintr-o minoritate care nu trăiește potrivit învățăturilor islamului și înțelege în mod clar că viitorul înseamnă individualism. Acești oameni părăsesc în tăcere islamul. Muncesc din greu și, când își permit, se mută în cartiere mai bune, își trimit copiii la universitate și nu se amestecă în obișnuitele discuții încinse din Occident despre islam. Un al doilea grup se simte extrem de lezat de critica externă. Referitoare la credința sa și consideră că este o chestiune personală. De generații acești musulmani accepta faptul că vina pentru insatisfacțiile lor nu rez în ei, în Coran și profetul Mahomet, ci vine din exterior. În fine, există și musulmanii cu vederi progresiste. Acest grup este alcătuit din indivizi care spun să ne autoexaminăm și să încercăm să ne dăm seama ce este rău.
Aceștia vor să distrugă cușca bucată cu bucată, pentru ca mai mulți oameni să poată scăpa din ea. Dar aceste încercări de a elibera pe musulmanii din Occident sunt descurajate de reacțiile negative vehemente din partea celor la care te-ai așteptat cel mai puțin, occidentalii laici. Cei câțiva musulmani cu idei progresiste se ciocnesc direct de opoziția relativ știlor culturali din Occident care spun, face parte din cultura lor, să nu minimalizăm acest lucru. Sau, dacă critici islamul, îți rănești semenii și asta te face rasist sau islamofob. Eu am fost numită fundamentalista iluminismului, apelativ pe care eu l-am considerat. Că reprezintă că sunt la fel de radical în angajamentul meu pentru drepturile omului, ca și când ar fi fost ceva negativ, tot așa cum fundamentaliștii islamici sunt devotați doctrinei religioase. Din această cauză cușca încă. 59. Ayan Hirsi Ali. Există. Un soi de pact satanic a fost pecetluit între occidentalii care își câștigă existența reprezentând interesele musulmanilor, oferindu-le ajutor și copărând cu ei în dezvoltarea lor, și musulmanii care au un interes special în această cușcă, un interes stupid, egoist, pe termen scurt. Cu 5 ani în urmă faceam încă parte din minoritatea tăcută. Credeam că trăiesc într-o țară liberă. Mă gândeam că dacă o femeie este bătută și acceptă acest lacheme, este răspunzătoare pentru propria suferință. Mă gândeam că dacă aș fi în locul ei, aș fugi. Nu mi-aș reface himenul. Aș lua viața de la început, trăind clipa, atunci și acolo. Dar astăzi gândesc altfel. Acum îmi dau seama cât este de importantă educația, nu doar pentru că este punctul de pornire în viață, ci și pentru că în cultura islamică așa este construită cușca. Condiționarea psihologică este foarte puternică și este nevoie de multă energie și forță mentală și voință ca să scapi din ea. Multe fete musulmane sunt crescute conform învățăturilor Coranului și exemplului profetului Mahomet, să ducă o viață uirilă și supusă. Este foarte dificil pentru ele să se elibereze din această cușcă când sunt mai în vârstă. Fiecare musulman ar trebui să se supună voinței lui Allah, dar fetele și femeile trebuie să se supună cel mai mult. Acest tip de educație poate să aibă o asemenea influență, încât femeile să nu reușească niciodată să evadeze din cușca. Pentru că și-au interiorizat subordonarea, nu o mai simt ca pe o forță externară, ci ca pe un puternic scut intern. Femeile care au reușit să stăpânească strategiile de supraviețuire ajung să capete o anume mândrie din faptul că trăiesc în acest fel. Sunt întocmai ca prizonierii care suferă de sindromul Stockholm, în care ostaticii se îndrăgostesc de răpitorii lor și stabilesc o relație profundă, un contact intim cu. 60. Fecioara încătușată. Ei. Dar este o intimitate nesănătoasă, comparabilă cu situația sâclavilor care erau supuși nu doar trupește, ci și psihologic și care preferau siguranța existenței lor în sâclavie, unei libertăți pe care o percepeau ca fiind înșelătoare. Când m-am întâlnit cu femeile din mișcarea Turca Miligoriz, am descoperit că sunt sigure pe ele și autoritare, aproape agresive. Și-au aparat propria oprimare mânioase. Vreau să port hijab, vreau să mă ascult soțul. Am întâlnit și femei marocane care spuneau, vreau să port hijab pentru că Allah cel binecuvântat poruncește așa. Bine, răspund eu, dacă vreți să faceți tot ceea ce Allah cel binecuvântat a spus, o să rămâneți în cușca voastră. În tot acest timp, mulți așteaptă ca în islam să se producă o revoluție de tipul iluminismului. Dar iluminismul nu vine singur. De aceea felul în care gândesc musulmanii despre islam trebuie să se schimbe. Musulmanii trebuie să-și schimbe modul de a gândi referitor la felul în care procedează cu credința lor, referitor la viață, să dea un sens nou vieții, să reconsidere modul de a-și vedea propria moralitate sexuală. Puținii musulmani care și-au câștigat individualitatea ar putea să țină o oglindă în fața comunității din care provin, pentru a-i confrunta pe ceilalți cu individualitatea lor încă nivoluată, pentru a-i face să înțeleagă eul oprimat și frânt în mod constant de dogme, îndemnuri și sufocanta cultură a bârfei care guvernează majoritatea comunităților islamice. Emanciparea nu înseamnă eliberarea comunității celor credincioși sau salvarea ei de forța răului exterior, cum ar fi colonialismul, capitalismul, evrei și americanii. Înseamnă eliberarea. 61.
Ayan Hirsialy, individului din exact aceeași comunitate de credincioși. Și pentru a se elibera ca individ, el sau ea trebuie să ajungă să gândească diferit în legătura cu sexualitatea. Cea mai bună cale de autoeliberare a culturii islamice din înapoierea în care se afla este să înceteze să-i mai învinu, i-a scape alții pentru acea înapoiere. Musulmanii, bărbați și femei trebuie să-și reevalueze cu atenție și aplicarea actuală a moralitate sexuală și aderarea la principiile morale ale islamismului. De asemenea, trebuie să definească modul în care, în realitate, este pusă în practică moralitatea statornicită, care sunt consecințele ei în viața adevărată. De exemplu, câți oameni reușesc să trăiască în conformitate cu principiul potrivit căruia trebuie să pășești în căsătorie virgin și pur, așa cum, după cum spune Coranul, vrea Allah. Cum interacționează în lumea reală, în viața de zi cu zi barbaui și femeile? În ce măsură violența și violența împotriva femeii sunt consecințe? Involuntare ale aspirației către un ideal de neatins, menit să asigure un loc plăcut în viața de apoi. Sunt oare suprapopularea și incidența crescută a bolilor cu transmitere sexuală, în special SIDA, din țările islamice o consecință directă a moralității sexuale existente? Dar creșterea numărului de avorturi printre femeile musulmane din Occident, în loc să-și canalizeze energia și banii pentru realizarea unei bombe atomice și mai mari, așa cum fac Pakistanul și Iranul, lumea islamică și-ar petrece timpul mai util dacă ar examina critic propria moralitate sexuală și efectele înăbușitoare ale propriilor culturii și societăți, și dacă ar găsi și propuneri pentru schimbare. Cercetările științifice și academice sunt necesare, dar nu suficiente, căci provocarele culturale pentru a determina fecioara încătușată. Mase mari de oameni să-și schimbe atitudinea sunt enorme. Aproape toate cărțile despre islam scrise de musulmani sunt texte și îndrumătoare educaționale care învață pe musulmani cum să se poarte în conformitate cu preceptele din Coran și Hadith, studii teologice cu prea puține elemente creative sau noi. Pe lângă acestea există romane scrise de musulmani despre dragoste, politică și crime, în care rolul islamului și al profetului Mahomed sunt evitate deliberat, deși implicarea morală este că trebuie să respecti preceptele religioase, altminteri lucrurile sfârșesc foarte rău. Majoritatea serialelor islamice difuzate prin satelit în toată lumea au în comun nu numai jocul actorcesc prost, ci și adeiunea la moralitatea sexuală în realțiile dintre personajele principale. Mesajul este că dacă un tânăr și o tânără se aleg din dragoste, vor sfârși rău, dacă sunt împreună pentru că familiile lor au făcut acest aranjament. Atunci totul se va sfârși bine, cu o nuntă splendidă, munți de aur și lacrimi de bucurie. Totuși cultura musulmană are nevoie în locul acestor dulcegării simpliste de cărți, seriale, poezie și cântece care descriu ce se întâmplă cu adevărat și care satirizează preceptele religioase, cum sunt cele prezentate în obiceiuri și moravuri în islam și ghid pentru educația islamică. Satira este o necesitate amară, trebuie să se întâmple. Cartea Un petic de iad, A Glimpse of Hell, care ne spune ce ne așteaptă în viața de apoi, ar putea fi parodiată admirabil într-un film. Imediat ce va apărea ceva de genul viața lui Brian al grupului Monty Python, cu figura lui Mahomed ca personaj principal, regizat de un Theo van Gogh Harab, controversatul regizor olandez acum decedat, vom fi făcut un pas uriaș înainte. Vreau să-l văd pe Mahomed, cu cele 9 soții, apărând. 63. Ayan Hirsialy. Într-un film precum Ben-Hur, poeții arabi sunt deseori convinși că pot scrie mai bine decât Shakespeare. Dar dacă așa stau lucrurile, unde este versiunea arabă a piesei Romeo și Julieta? Și unde este o Madonna marocană care să cânte Lika Prayer? Este oare măcar de conceput în lumea islamică un regizor ca David Potter, în al cărui film Rujul unei arăboaice ajunge pe gulerul unui general iranian? Se fac pași spre modernizare în Turcia, Maroc, Indonezia și alte țări, dar campionii moderni ar se lovesc de o mare rezistență din partea celor frați și surori musulmani care ar prefera să mai petreacă încă vreo câteva secole în cușca fecioarelor. Și occidentalii neauși au o sarcină importantă, nu trebuie să se lase tentați să-i apere pe musulmanii răniți. Este în interesul lumii islamice și al lumii occidentale să promoveze o înfloritoare cultură a autocriticii printre musulmani și să o susțină oriunde este posibil. Lumea islamă se află
într-o criză gravă care constituie în același timp o amenințare pentru Occident, o amenințare care înseamnă nu numai terorism, ci și valuri de migrație și riscul izbucnirii unor războaie civile în Orientul Mijlociu, cea mai importantă sursă de petrol pentru Occident. O asemenea amenințare poate fi diminuată doar atunci când lumea musulmană se va reforma din interior, cu ajutorul Occidentului. Reforma lumii islamice este în interesul ambelor. 64.